În fiecare zi, cel puțin câte un șofer din Petrila rămâne fără permisul de conducere. Depășirile sunt cele care îi lasă pe aceștia pietoni. Zona cea mai periculoasă din acest punct de vedere este zona cimitirului, unde șoferii grăbiți nu țin cont de indicatoarele rutiere și de linia continuă trasată pe carosabil cu un scop precis. Este zona periculoasă întrucât este îngustă. Rămân fără permis. Deci cei care depășesc în zona respectivă sunt indicatoare, linia continuă și li se suspendă dreptul de a conduce pe drumurile publice. Colegii de la Poliția Rutieră își fac datoria și iau măsurile legale. Nu de puține ori, în zona respectivă au fost înregistrate și accidente grave. În măsura posibilităților, agenții Poliției Rutiere veghează traficul din zonă.